În absenția lucii, tenebre vin cu unt. Dar poate în seara asta, în absența luminii, are să vină Moș Crăciun cu daruri multe, sănătate și tot ce ne mai dorim. Încercăm să facem, deci, o emisiune ceva mai optimistă, într-un fel, să încercăm să vedem partea argintie a unor timpuri destul de complicate prin care trecem. Și un cadou de care tocmai am dat, a făcut cineva un grafic în care a desenat reducerile de emisii de carbon în funcție de creșterea PIB-ului. Și surpriză, noi suntem în afara tendinței, deci cam toate țările care sunt aici definesc o tendință, cu cât au avut reduceri mai mari de emisii, au avut creșteri mai mici a produsului intern brut. Noi, Irlanda și Singapore, suntem outlier, zic englezii. Nu ne potrivim în tendința celorlalte țări, lucru care este foarte interesant, merită studiat, pentru că ar putea descoperi lucruri interesante aici, fie pozitive, că cumva am descoperit rețeta magică în care să decuplăm creșterea PIB-ului de emisiile de carbon, Sfântul Graal, până la urmă, a New Green Deal-ului, prin care să avem creștere verde, totul să fie bine și frumos, economic, social, politic, în condițiile în care ne facem și datoria, să spunem, față de sănătatea planetei. Bineînțeles, pot fi și alte explicații mai puțin optimiste, să zicem, de la simple greșeli la, să spunem, decuplări între ce credem că înseamnă PIB-ul și ce înseamnă el de fapt. Pentru că aici este o discuție, iarăși, destul de veche, în ce măsură PIB-ul este o măsură bună a creșterii economice. Pentru că el descrie doar ce anume se înregistrează ca activitate economică, la ce se taie factură. Ori multe chestiuni la care nu se taie factură, și creșterea copiilor, educația copiilor, sunt foarte importante. Și pe de altă parte, multe chestii la care se taie factură, de fapt, scad nivelul economic. Exemplu cel mai celebru al Frederic Bastiat fiind al geamurilor sparte. Dacă vrei să crească PIB-ul, angajezi niște oameni să spargă geamuri. Ceea ce va crește foarte mult cererea de servicii a geangiilor și crește, bineînțeles, produsul intern brut, deși lumea nu va duce mai bine, tot atâtea geamuri va avea. Creșterea PIB-ului nu se transferă neapărat într-o creștere a calității, dar poate chiar o scădere, pentru că banii care se dau pe geamurile noi s-ar putea să nu se mai dea pe altceva, și pe școală, pe distracție, pe ceva altceva care ar fi fost poate mai atractiv pentru populație. Discutăm iarăși din nou cu invitatul nostru permanent, domnul Adrian Iacob. Bună ziua, domn profesor! Bună ziua, Alexandru! Alexandru, scuzi! Oboseală! Pregătesc curcanul, miel! Da, deși e perioada porcului acum. Chiar astăzi, nu, este Ignatul, cred că. Azi se taie porcul. Ai, spre marea mea rușine... Da, nu sigur nici eu pe chestia Nu m-am ocupat de tăiat porc de mult. Să rămânem în discuții, graficul ăla chiar e foarte interesant acolo. În fine, putem spune și lucruri foarte bune despre România și discutam înainte de emisiune că am mai văzut o știre ieri azi că am fi depășit, în fine, prima mie de kilometri de autostradă dată în folosință. Da, se găsesc și cârtitori care să spună că trebuiau să fie 4.000 și nu s-a îndeplinit planul. Da. Chiar mi-am adus aminte de o întâmplare care se derulează cumva acum câțiva ani, se tot fie vreo 7-8 ani, într-o discuție înfierbântată politico-economic cu un cunoscut. Am pariat cu el, eu eram foarte entuziast la vremea respectivă de tendințele care se vedeau în Europa de Est, de
fondurile europene și pariasem că până în 2029, cred că era, cred că era în 2019, de fapt, discuția. Că, deci, acum vreo 4 ani, probabil. De-aia am ales anul 2029, că am zis în 10 ani, sau nu, în 2015, nu mai contează. În orice caz, pariu era că până în 2029 vom avea 3.000 de kilometri de autostrăzi și șosele expres, care sunt cumva echivalentul autostrăzilor. Dacă mă uit la viteza cu care facem autostrăzi, chiar de azi, care e mai bună decât acum 2-3 ani, pentru că se pare că mai vin banii ăștia din PNRR, vedem și aici dacă vor veni, dacă vor fi atrași și cheltuiți toți cum trebuie. Nu cred că vom atinge 3.000, așa că voi pierde pariul. Dar important e că se fac. Infrastructura pare să crească. Interesantă accelerarea bruscă. Adică după ce atât de mult timp se stătea așa la ralanti, brusc s-a întâmplat ceva. Da, și încă ceva. M-am adus aminte de încă o știre citită zilele trecute că s-a semnat contractul de achiziție a 20 de garnituri de trenuri de persoane de generație nouă de lung parcurs, trenuri de astea de viteză mai mare care pot atinge în teorie și 200 de km pe oră. Ar fost mai bună veste dacă am fi putut face noi garniturile. Da, trenurile sunt importate din Polonia. Exact. În cazul ăsta. Problema e că nu cred că avem sectoare de cale ferată pe magistrale prea multe unde să se poată atinge viteze măcar apropiate, 160, 180, 200. O altă știre nouă care am dus-o moșul anul ăsta e că e prevedere europeană că cel puțin pe culoarele europene este obligatoriu ca trenurile să meargă cu 140 km pe oră. Deci vrând nevrând. Minimum. Trenurile se poate prinde viteză ca la autostradă. Da. Să mergi cu 130. Începând de când? Tot așa 2030 ceva de genul ăsta, dar asta înseamnă că niște fonduri se mai eliberează în direcția asta și ne obligă cineva că aici pe undeva zic eu că e o mare vulnerabilitate a noastră și numai a noastră probabil, trebuie cineva să ne oblige să facem ce ne trebuie, facem altfel fugim de la tot spate. Felul de cai vezi pe pereți. Și asta cu cai verzi e o chestiune chiar potrivită cumva, pentru că a fost moda în care totul să fie vopsit, făcut să fie verde. Verde în sensul eco, regenerabil, curat. Discutabil cât de eco, pentru că aici e o mică problemă. Da, aștia sunt termenii folosiți în limbajul curent. Da. Nu, deci o problemă mărișoară și ce ne aduce pe undeva moșul anul ăsta și probabil ce va împins destul de mult la mișcările care se întâmplă la noi în această direcție e faptul că a început războiul de alături. Adică tare mă tem că pe undeva reușim în sfârșit să facem ceva pentru că s-a demolat o idee care era la modă mult timp, că războaiele sunt ceva de domeniul trecutului, nu se mai întâmplă decât în țări din mâna a treia. Da, și ziceți că apatia din care am putea să ieșim în anii viitori e cauzată de băbârnacul ăsta, de necazul cu războiul, pentru că intram într-o stare de moleșeal, așa de letargie. Nu era neapărat moleșeal, din putere, era foarte distractiv. Era și eu, cum era Republica de la Weimar, foarte distractivă și dinamică, dar foarte slabă, de fapt. Și riscul era să ajungem și noi, și nu doar noi ca țară, ci mare parte din noi, într-o situație oricum similară, pentru că în lipsa dușmanilor nu mai poți să te focalizezi. Și se mergea pe o direcție oarecum și eu, prea frumoasă ca să fie adevărată, aș putea să spun, în care noi putem să ne ocupăm doar de lucruri fine, de chestiuni culturale, în condițiile în care altcineva se ocupă de producție, în speță China, și altcineva se ocupă de apărare, în speță Statele Unite. Deci externalizăm elementele și eu de bază pe care se susține în mod normal noțiunea de stat, până la urmă suveran, și ordinea mondială ne așează cumva treburile, încât fiecare face la ce se pricepe foarte bine și noi ne rezervăm lucrurile așa mai elegante. Da, sau chiar unii fac doar ce le place să facă, da. Selectează, și lasă lucrurile murdare, grele, costisitoare, poluante pentru alții. Da, și a funcționat așa. Da, dar poți spune că e un pic de ipocrizie aici.
ce măsură e curat, câtă vreme emisiile sunt în altă parte, cel puțin la carbon, chiar nu contează unde se emite, aceeași atmosferă se duc. Hai, poți să spui că te ajută să nu mai faci emisiile murdare, să spunem, de particule, chestiuni de genul ăsta, care se văd, se depun, ne afectează sănătatea, dar acestea sunt relativ ușor de controlat cu filtre, adică nu e o chestiune care poți să o rezolvi tehnic. Problema e la partea de carbon, care e uniformă și chiar nu contează unde se emit. Și în timp ce noi ne luptăm să închidem centralele pe cărbun, de exemplu, China construiește centrale pe cărbun cu o viteză teribilă. Are acum în construcție centrale pe cărbun cât consumă Statele Unite, dacă nu mă înșel. Deci, cantități imense de... Era o perioadă în care aveau frecvență de 4-5 centrale, termocentrale pe cărbun deschise săptămânal. Da. Aproape săptămână de săptămână inaugurau 4-5 centrale. Au mai limitat creșterea, dar este încă consistentă. În condiții în care cresc teribil de mult și pe partea de regenerabile, zicem noi, eolian și solar, dar ei consumă foarte mult hidro. Ei nu au avut... Au și hidro considerabil, dar încă construiesc, cred că sunt una din puținele țări care construiesc hidro masiv. În toate direcțiile. Exact, ei construiesc în toate direcțiile posibile. Extraordinare. Pentru că și au un program de investiții fantastic, adică ceva de genul 40% din PIB, a fost și mai mult de atât, se alocă investițiilor. Este absolut enorm. Și produc... Da, noi avem în discuțiile pentru PIB-ul de anul viitor ceva... 7% pentru investiții, dar știți cum e la noi. Planificăm, propunem, promitem, da, mai ales că... Discuția în ce măsură PIB-ul acela este realistic, măcar? Eu aș zice că e subestimat, pentru că avem o evaziune fiscală destul de mare și atunci PIB-ul nostru real e mai sus decât cel oficial. Discutabil în ce măsură... 15-20%, poate. Nu știu, tare mă tem că este mai mult o dorință decât o realitate. Da, în fine, una peste alta... Și acest 7% investiții considerat ca o valoare foarte importantă, serioasă, dar nu cred că în practică execuția bugetară va fi mult sub, dacă va fi. Problema 4-5%. Mai mare este direcția în care se duc ele și aici este o problemă pe undeva și și un cadou adus de Moș Crăciun anul ăsta. O schimbare a direcției grupului geopolitic în care suntem, pentru că noi suntem așa în grupul geopolitic occidental. Grupul acesta a fost mereu condus de Statele Unite, continuă să fie condus de Statele Unite, care sunt evident cele mai puternice, dar este contestat de zona BRICS, să spunem, la modul generic. State care nu sunt mulțumite, să spunem, de modul în care este controlat distribuția puterii în lume și care încearcă să își tragă, să spunem, să-și definească o zonă ceva mai izolată. Și să schimbe regulile internaționale. Da, da. Practic să renunțe, să limiteze, să spunem, ceea ce numește sistemul internațional bazat pe reguli. Cu alte reguli, regulile lor. Reguli nu neapărat ale lor, pentru că ei nici măcar nu sunt omogeni. Direcția în care se trage este aceste reguli să fie mai subțiate. Evident, nu se poate fără reguli, că nu se ajunge la o anarhie, pentru că ar fi chiar dezastruos, nu e cazul. Dar în multe zone preferă să deciziile politice să fie duse la nivelul statelor individuale, nu la nivelul blocurilor. Asta când le convine lor. Le convine într-un fel din cauza că estimarea lor e că sistemul bazat pe reguli, cum s-a așezat în Occident, este considerat de ei prea rigid și defavorabil. Adică impresia lor este că regulile astea trag spuza pe turta statelor occidentale și se consideră, nu neapărat pe bună dreptate, dar s-ar putea să aibă și o doză de dreptate acolo, că ei au fost cei oarecum păcăliți
în tot sistemul ăsta și preferă să ducă să se descurce între ei singuri fără să mai aștepte aprobarea unor reguli venite din altă parte. În exemplu, putem vedea acum cu COP28 și cu tranziția verde, în care multe state din sudul global consideră această tranziție drept un neocolonialism. Îl consideră, ei observă că practic li se limitează posibilitatea de a face investiții energetice viabile, așa cum are tot vestul. În timp ce vestul nu face aproape niciun efort sau face eforturi mici din punctul lor de vedere. Am putut vedea chestiunea asta chiar când, după ce a început războiul cu Rusia, când Europa a renunțat la importurile de gaz rusesc și a confiscat aproape tot gazul lichefiat care exista atunci, care se transfera către țări asiatice, cum e și șo Japonia, să Pakistan. Să precizăm că aici termenul a confisca este figurat. Au plătit suficient de mult, e pentru figurat. Că europenii au putut plăti nu orice s-a sumă. Nu s-a dus nimeni cu jap ca să ia gazul ăla altora. Nu, sigur, au venit cu bani mai mulți. Care nu aveau. Piață, exact. Da. Pakistanul, de exemplu, a observat că a rămas practic fără resurse și de pentru care a pornit imediat un program de construire masivă de centrale pe cărbune. Bun. Haideți să venim în actualitatea românească și să aruncăm o privire ce ar putea să ne aducă anul viitor, pentru că spuneați că suntem în blocul ăsta, să alocă niște resurse pe direcțiile astea două la care am găsit vești bune. Dezvoltarea energetică, decarbonizarea României sincronizată cu creșterea PIB-ului, foarte interesant, și dezvoltarea infrastructurii rutiere, feroviare. Ce am putea spera în 2024? În afară de continuarea... Mai bine ar trebui să întrebăm ce am putea face noi, pentru că vin mereu și spun că nu știu dacă e o poziție bună cea în care tot așteptăm cineva să ne dea câte un milion. Așteptăm de la evenimente, în sensul ăsta, nu că să ne aducă Moș Crăciun și cum sunt cadouri atacate. Nemeritate. Și noi suntem acum într-o perioadă care destul de similară cele din 1939, când a început al doilea război mondial, a început cu o perioadă de 8 luni care se numea războiul ciudat, în care și-au declarat războiul unor altora, Anglia, Franța, Germania, și nu s-a întâmplat mai nimic. A fost o mică ofensivă în țară, doar câteva zile, s-au întors înapoi, deci lucruri pur și simplu, deși era război pe hârtie, statele respective aproape nu se... Da, dar nu mă refeream la intervenții neapărat externe. Noi avem deja niște cadouri. Cel mai mare cadou, cred că financiar, e programul ăsta de redresare și reziliență, faimosul PNRR de acum, banii alocați de Uniunea Europeană pentru redresarea economiilor în urma pandemiei, în urma COVID-ului, pandemiei de COVID-19. Și noi am primit, ne-au fost alocate niște sume pe care le putem atrage să le investim în tot felul de chestii. Și pe care, în general, mare parte din ele vor trebui rambursate, deci nu sunt granturi. Cam jumătate. Cam jumătate. Deci o parte sunt împrumuturi, sigur, în condiții foarte bune, pentru că sunt... Nu sunt private, sunt... Exact. Mă gândeam la... Apropo de ce putem face noi. Noi am început deja. Avem autostrada asta care va trece și prin județul Neamț, când va fi finalizată. Iarăși o chestiune interesantă, care eu bănuiesc iarăși că este... generată tot de schimbarea de politică americană, pentru că asta este cadoul principal pe undeva, faptul că blocul acesta occidental a realizat că e nevoie de industrie. Nu putem, sistemul în care altcineva se ocupă de industrie a dat deja kicks prima oară când cu pandemia, că am constatat că nici măcar mâși nu puteam face. Și toată lumea disperată să facă diverse chestiuni. Acum cu războiul, când constatăm că nu putem livra nici măcar muniție, adică ucrainenii livrează militarii, cei care luptă acolo, mor pentru țara lor, și vor măcar să le se livreze proiectile, gloanțe, proiectile, echipamente, arme, de schimb, tot felul de lucruri. Și în condițiile în care, evident, deci, deși nu este un război declarat, este evident că suntem în război. Deci Putin a declarat război întregului Occident când a invadat Ucraina acum 2 ani. 2 ani parcă, nu? Sau un an și ceva.
Un an și ceva. Un an și ceva, februarie, 24 februarie 2022. Okay. Deci nu a fost doar o afacere între două state periferice, practic a declarat războiul ordinii occidentale, pe care a impus niște limite. Nu cred că a fost declarat un război occidental. Nu pe față. A fost folosit exprimarea asta de către Putin în câteva discursuri. Dar e destul de vizibil, pentru că problema, de fapt, ce a declanșat războiul a sugerat, a făcut aluzii că Occidentul decadent a împins, a forțat cumva Rusia să ia măsuri. Expansiunea NATO. Exact, el consideră că ca declarație oficială de război. A, nu, evident că nu a fost declarație oficială de război. Bun. Dar suntem într-un război deocamdată în faza economică a lui. Nu numai, dar în principal în faza economică. Război în care, din păcate, nu putem spune că am performat. Este și componenta informațională, cibernetică. Componenta informațională, războiul informațional este de mult mai multă vreme. Războiul hibrid are loc de cel puțin din 2000, de când a ajuns Putin la putere, deși probabil că semințele erau cam puse mai înainte. Și iarăși nici acolo n-am performat. Pe undeva, faptul că Putin a avut curaj să invadeze atunci Ucraina direct, o contradicție cu ce prevedea orice regulă internațională. Chiar cu memorandumul semnat de Rusia în 94. Chiar cu memorandumul semnat de el. De unde vedem din nou cât valorează de fapt legislația internațională. Valorează cât hârtia pe care sunt scrise dacă statele membre nu mai sunt de acord. Pentru că, până la urmă, asta e o chestiune relativ interesantă și greu de înghițit pe undeva. Statele suverane, prin definiție, nu sunt limitate de nimic. Deci ce trece de legislație internațională sunt, de fapt, aranjamente voluntare între state. Nu există o autoritate superioară, care să tragă de urechi. A încălcat legea penalității. Deci, ar fi Uniunea Europeană pentru statele europene dovada amenzele pe care le-a încasat Polonia pentru că n-a respectat niște reguli și le plătește. Nu a obligat, nici măcar amenzii nu a obligat. Polonia a continuat să studieze. Mai mult de atât nu se poate, da. Exact. Adică Polonia a calculat la un moment dat, avea opțiune atunci, amenzii au fost în general pentru depășirea poluării, pentru că ei aveau energie în general pe cărbune, ei nici măcar nu au avut energie nucleară deloc. Dintr-un motiv oarecare, probabil și din cauza conflictelor care le-au mai avut ei cu sovieticii nu au făcut centrale nucleare în Polonia, au făcut în toate statele din lagărul socialist în afară de Polonia. Și Polonia a mers pe cărbune și practic avea opțiunea să se dezindustrializeze, să arunce la gunoi fiarele industria de fier vechi comunistă sau, din potrivă, să își mențină industrializarea, să continue să producă cât mai mult poate și iată am ajuns acum să importăm locomotive din Polonia. Deși noi cândva făceam locomotive, trenuri, garnituri integrale, deși acum mai facem, avem ceva la Arad. Craiova. La Craiova nu cred că mai facem. La Arad, da, este, îmi scapă numele, exportă firma de la Craiova, născută cumva din cenușa companiei Electroputere. Exportă chiar în Suedia locomotive. Eu aveam pisat că la Arad, dar oricum nu contează. La Arad mai mult tramvaie. Ah, da, posibil să le confund. Oricum, nu mai avem ce aveam cândva la capitolul ăsta, când făceam export destul de masiv, de tehnică bună până la urmă, adică domeniul ăsta feroviar nu a avansat chiar fantastic. Licențiată, noi luasem licențe de pe la belgețieni suedezi și practic rămăsesem în parametrii licenței. E o problemă pe undeva și că nu am reușit să ne ținem rețeaua de căi ferate. Iarăși, e o chestiune legată de direcția în care am ales. Șinele sunt acolo, dar mentenanța lor, modernizarea. Exact. Mai avem încă ace, cred că în gară la Piatra Neamț sunt ace manevrate manual și acum. Plus că circulația feroviară e una din cele mai ușor de electrificat și deci de decarbonizat. Noi preferăm, aici e o chestiune, zic eu, nu tocmai inteligentă, preferăm să subvenționăm agresiv mașini particulare în loc să creștem transportul electric, care putea să se adapte de la aceleași ajutoare europene pentru decarbonizare și era poate sensibil mai eficient. De altfel,
Inclusiv Germania a renunțat deja la subvenționarea mașinilor electrice. Recent, săptămâna trecută. Deci care era, și eu, capul de listă în care trăgea în această direcție. Și iarăși o veste bună pe undeva este că acum se pot discuta lucruri care cândva erau tabu. Realmente nu puteai să spui că mașinile electrice n-ar fi neapărat cea mai bună idee, pentru că nici măcar nu ajută foarte mult la scăderea emisiilor. Intră o enorm de multe emisii în construcția lor. Construcție care se face în general în China, nu? Că de acolo se importăm și noi grosul mașinilor electrice. Baterii, în primul rând. În primul rând, baterii. Fabricația, exact. Tesla face și în Germania. Are giga. Grosul tot din China vor. Tot din China vine. Nu știu la ce vă referiți când spuneți gros. Ca mașină. Deci fac mașini chinezi, au ajuns acum la un nivel tehnologic destul de avansat. Firmele chinezești, da, dar de exemplu la ce circulă la noi din oraș, ce avem? Vehicule integrale electrice. Avem... Dacia Spring. Dacia Spring e făcut în China. Uh-huh. E asamblat în China, da. Și în rest avem Tesla, ceva modele de pe la grupul Renault-Nissan sau, mă rog, alianța Renault-Nissan, care și astea au. Dar bateriile... Cert e că fabricate în China cu emisii imense de carbon. China, cum spuneam, se bazează pe cărbune, construiește cărbune în continuare. Și inclusiv partea de regenerabile construite la ele se bazează în mare parte pe energia de carbon și premisa că ar reduce emisiile se bazează pe ideea că ar fi produse undeva în Europa unde ar fi într-o zonă cu emisii foarte scăzute și în Suedia. Practic ele însă sunt în majoritate importate din China și vin cu un cost de carbon considerabil încă din momentul fabricației, care se va scoate pentru mașini, de exemplu, făcuse pe jos, dacă nu știu, făcuse un studiu că trebuie să conduci 70.000, 80.000 de kilometri până când să echilibrezi emisia inițială de carbon din construcție prin reducerea de emisii din funcționarea curentă a mașinii. Deci nu e tocmai o cale eficientă de a reduce emisiile, chiar dacă am desconsidera costurile, prețurile. Costurile însă sunt și mai problematice, pentru că în loc să finanțăm ceva care merge tot timpul, cum este și un tren electric, finanțăm o mașină care s-ar putea stai mai mult în garaj. 90 și ceva la 100 din timp, majoritatea mașinilor private. Și mulți observă că e un fel de taxă Robin Hood invers. Nu toată lumea își permite mașini electrice, deci se taxează foarte mult munca. Noi avem problema asta că taxăm imens munca. Ca să finanțăm, să subvenționăm oameni cu multă stare cu stare financiară foarte bună. Ceea ce... Dacă își permite electrice, da. Exact. Ceea ce nu știu dacă e tocmai sănătos sau măcar justificabil economic, chiar pe teoriile complet liberale în care se alocă pe bază de merit. El a obținut rezultate bune și poate cumpăra mașina aceea. De ce trebuie să fie ajutat de stat? La urmă că e contrară ideii de liberalism de dreapta. Probabil gândirea când a fost ea întemeiată vă să coboare și mai mult pragul de accesibilitate. Dacă aveai un model care costa 40.000 fără subvenții, dacă tu dai o subvenție de 10.000, îl duci la 30. Da, mai intră un pic din segmentul... Și omul de rând își permite mașină de 30.000. Nu omul de rând, dar o parte dintre oameni din zona deci, respectivă. Tot din zona de sus. Deci, zona practic, de sus, dar mai jos adică, un pic. Adică, la noi, o altă chestiune care este nomen odios, nu poate fi discutată, e ideea de impozit progresiv. Suntem iarăși un experiment, unul de puțin experiment, suntem noi bulgarii, dacă nu mă înșel, în care au cotă fixă. Pe teoria că în felul ăsta cumva încurajăm dezvoltarea economică. Atragem investitori străini care vin la condiții fiscale superioare, da, convenabile. Nu știu în ce măsură a făcut cineva o socoteală dacă chiar s-au atras atât de mult și chiar funcționează treaba cu investitori care să facă chestiuni solide și sustenabile sau nu atragem mai mult speculații care în momentul în care condițiile economice se deteriorează dispar.
Cred că e greu de făcut un calcul sau o simulare. Exact, mi-a zis că nu ne-am preocupat, că s-a mers cu ideea că câtă vreme face banul acolo, e PIB, e bun, e piață, încurajăm PIB-ul. Dar problema, greutatea este să ții PIB-ul în condiții de restriște. Dacă îl crești foarte mult în condiții bune, riști să stai pe nisipuri mișcătoare. Să constați că multe chestii... Depinde ce faci cu surplusul. Dacă cineva să-și socotește ce face cu surplusul... Risipești sau investești cu cap. Exact. Că discutam apropo de criza imobiliară din China, care a fost declanșată tocmai de observația lui Xi că dezvoltarea imobiliară crește prea repede într-un domeniu neproductiv. Și i-au pus niște limite să nu mai aibă voie să mai împrumute, că se împrumuta foarte mult. Domeniul nu era chiar neproductiv, pentru că aici era piața primară imobiliară, adică nu erau apartamente vechi revândute. Nu era productiv, erau construite de la zero și trăgeau după ele toată industria materialelor de construcție și utilajelor. Da, dar nu trăgeau după ele export. Ba, cred că avea un efect secundar în export. Destul de mic. Dacă tu faci, dezvolți masiv un sector economic, construcțiile și dezvolți și utilaje, poți avea utilaje performante și export la un moment dat excavatoare, macarale. Da, ea oricum construcții mari și eu fac baraje hidro-imense, adică nu e o problemă de ce anume construiești. Și observația lor era că mai bine să construiască uzine, faburi, chestiuni care să genereze care energie, sunt, decât pur și simplu locuințe, care, din punctul de vedere, sunt mai mult... sunt o necesitate, sigur, pentru un trai civilizat, dar deja au depășit chestiunea asta, au ajuns să aibă orașe goale, deci nu mai era nici măcar o necesitate. Și atunci l-a sugrumat singur o chestiune care ar fi greu de făcut pe undeva în zona mai de la noi, în care politicienii încearcă să amplifice creșterea cu orice preț, pentru că dau foarte bine. Cred că nu putem compara acolo. E un alt sistem politic în care guvernul intervine cam când vrea și cam cum vrea. Are pârghiile alea despre care vorbeam pura trecută. Ei, acum întrebarea, intervine competent sau incompetent? Mult timp a intervenit incompetent. Ține minte și într-o parte și în alta sunt perioade competente, incompetente, oameni pricepuți, mai puțin pricepuți, interese, agende ascunse. Asta e altă discuție. Dar ca sistem, ca bază, acolo e născut sistemul să permită niște chestii pârghii, dar asta nu înseamnă că pe care aici nu le putem avea, pur și simplu. Nu fix acelea, dar asta nu înseamnă că nu putem avea direcții. Mijloace indirecte. Ține minte de cei 30 de ani. Ratele împrumuturilor sunt alte mecanisme care sunt mai greu. Evident, sunt alte mecanisme, dar asta nu înseamnă că nu există capacitatea de a direcționa. Avem în Europa, cei mai francezi, cei 30 de ani... fabuloși sau ceva de genul ăsta. O perioadă în care a fost o dezvoltare foarte susținută a economiei și foarte echilibrată, sub sistemul care numesc ei dirigism. Deci statul cam dădea niște direcții cam ce este de făcut și focalizat în direcția respectivă. Așa au ajuns să aibă acum aproape cea mai verde energie după suedezi, în urma planului Smesmer, prin care au făcut o electrificare rapidă și o creștere masivă a generării de energie nucleară. Au construit nu mai știu câte, ceva de genul 300 de centrale nucleare sau ceva de genul, sau nu, 50 ceva. Ce face Uniunea Europeană prin instituțiile, prin Comisia Europeană, în primul rând, aș zice, nu e tot o formă de dirijism, de exemplu, alocarea PNRR-ului și a fondurilor europene, în general, toate programele și axele care s-au stabilit sunt o formă de dirijism, adică s-au uitat la niște, un fel de macroanaliză de nevoi, ce are nevoie Europa pe viitor, că e bună, că nu e potrivită, e alte discuții, dar e o formă de dirijism, pentru că n-au dat banii la discreție, n-au spus, România, luați de aici 29 de miliarde de dolari. Bine, nici nu au și faceți ce vreți cu ei. Nu, deci au dat niște bani cu niște direcții. Exact. Și fiecare țară și-ar putut face ce anume segment ar fi vrut ea să facă din direcția respectivă. Dar în direcție respective trebuia să se încadreze, da? Niște jaloane, general ar fi fost. Haideți să revenim, noi am promis auditorului nostru că astăzi e o emisiune mai optimistă. Haideți să ne uităm un picuț în anul următor și poate în puțini ani care vin pe chestiunea asta concretă.
a proiectelor care par să se prefigureze cum pe autostrada la care se lucrează masiv, autostrada, cred că e A7, nu? Asta da, în Moldovie, da? Care vine de la Ploiești, se conectează cu autostrada București-Ploiești și ar trebui să ajungă până la Suceava, dar cred că în PNRR e prinsă până la Pașcani. Da, da. Și după aia noi... să racorteze, să treacă peste munte, nu știu dacă ai prinsă și bucata aceea. Ar trebui să meargă nu, să ajungă. Nu, asta e cealaltă, e cea care vine de la Iași la autostrada Unirii spre Târgu Mureș. Asta nu e prinsă. Traversarea sunt doar capete de la Târgu Neamț până la Leghin, mi se pare, și cu un capăt spre, spre Iași undeva. Iași-Ungheni sau cred. Care se numească cu Republica Moldova. Dar A7 este prinsă, dacă știu bine, în PNRR, să intervină cei care ne au să ne scrie acolo, să ne critice, e prinsă complet porțiunea Ploiești-Pașcani, inclusiv județul Neamț. Acum se lucrează foarte intens. Eu am fost recent chiar două ori la București, în două intervale scurte și am rămas uimit, cred că unul era în weekend, unul din drumuri sau ambele, câte camioane și utilaje lucrau după lăsarea întunericului și multe duminică. Din ele făcute de firme românești, deci putem. Păi aproape toate loturile sunt câștigate de faimoasa firmă, de deci se firmă. Poate. Deci, cumva, deci se poate. Nu suntem neapărat incapabili. Se poate să lucrează rapid. Nu știu cât de bine o să vedem ce se va întâmpla și cu calitatea. Calitatea la autostrăzi o vezi după niște ani, după primii 2-3 ani de exploatare. Se va mai repara. Adică, mai apar probleme. Da, perfecționismul s-a putea întâmpla mai mult să strici. Da. Adică bine că se face și interesant e cum se face. Și iarăși vin să zic că e probabil un cadou făcut de unchiul Sam. Pentru că de autostrada asta nici măcar nu se discuta. Da, europeni, sigur că da. Dar de autostrada era prevăzut inițial drum expres. Și s-ar putea să fie, de fapt, din marile culoare care să unească Gdanscu cu Constanța, să fie discuția aia mai veche, Intermarium. Da, nu știu ce mă sunt Intermarium. Să facem aici o zonă dezvoltată economică, un zid în fața Rusiei, care ar fi... Sună frumos, dar impresia mea că este iarăși o poveste frumoasă, așa de... Bun, și atunci ce caută americanii? De ce interesare avea? Americanii se pricep la război. Ei sunt probabil cam cei mai pricepuți la capitolul ăsta de lume. În ultima perioadă, cel puțin. În ultimele decenii, după, pentru că după ce au scos Europa de două ori din... problemă. Da. Europa nici măcar nu mai încearcă să spună că s-ar preocupa de capitolul ăsta, chiar încearcă să fugă cât mai departe. Sunt și excepții. Și ei au fatalmente o vedere strategică. Asta este un lucru important care ar trebui probabil să-l învățăm și noi și ca și românii și europeni în general. Au și calibru care le permite să au și calibru, au și masă, dar... ei nu au neapărat nevoie și nu se bucură deloc să aibă slugi. Ei preferă să aibă parteneri. Să tragem toți aceeași căruță împreună și multă lume atacă ideea că să facem niște chestiuni europene de coordonare împreună cu americanii ca fiind subminarea americanilor, când de fapt este o întărire a lor, pentru că americanii au tot felul de fluctuații. Dați voie să fiu avocatul diavolului. Sigur. Apropo, sunt aproape sigur că unii care ar asculta emisiunea asta ar veni cu contraexemple că nu caută slugi. Ar putea spune, de exemplu, că intrarea americanilor în Irak a fost să îi învețe pe irachieni valori americane, democrația americană. A doua, nu ultima, da. Prima a fost cu războiul din Kuwait. Acolo a fost o luptă de liberare a Kuwaitului. A doua în care a fost scos din scenă Saddam Hussein. Și unii ar putea spune chestia asta și așa s-a întâmplat. Adică, adică irachienii n-au zis veniți și dați-ne la afară pe Saddam Hussein. Atunci s-ar putea spune că au intrat cu... A fost o derivă acolo, făcută din același motiv al ideii că noi suntem deștepți și avem știm soluții. Cum merg treburile și le obligăm. Și în acea perioadă, când era dubian la conducere, Bush Junior, el era din zona neoconservatoare, care... luați de bună ideea că democrația prin ea însăși va ridica poporul, iar poporul
nativ trage la democrație, adică dacă nu e democrație, atunci sigur oamenii de acolo stau sub un jug și nu vor și trebuie doar să le arăți că se poate. Scoți oamenii abia așteaptă să fie liberi. Și oamenii vor deveni liberi. Da. Ei, se pare că lumea nu funcționează așa. Și trebuie învățată și foarte... libertatea, dorința de libertate. Discuția și asta, inclusiv în China, are influență, pentru că o bază pe care a pornit mare parte din efortul de a integra China și de a ajuta să se dezvolte foarte repede și a deveni furnizor global, a fost că în momentul în care se face foarte mult comerț, Partidul Comunist se va slăbi și poporul va cere el singur democrație. Când în realitate... Au fost puseuri. Mici chestiuni, dar Tiananmen, când se fac sondaje, se observă că chinezii sunt foarte bucuroși, așa ei nu țin neapărat să fie democrație, câtă vreme se consideră bine, se material. Se consideră o poziție bună, mai bună decât au fost, sunt ok. Și surprinzător, același lucru se întâmplă și la ruși, unde nu poți să fii conduci foarte bine. Și totuși Putin are în continuare susținere populară consistentă. Nu... Vă aduceți aminte după Revoluția de la noi din 89, că era circulau o opinie că dacă Ceaușescu ar fi fost mai atent și ar fi dat mâncare, magazinele s-au fost pline, n-ar posibil să nu mai fost revoluția. Bine că ea a avut și pârghii externe, clar, s-au jucat niște cărți acolo. Dar da, poporul ar fi stat mai liniștit, mai dorea atât. Oricum cădea, că nu mai probabil avea ce să... N-a mai fost partea sângeroasă, mod, probabil. Ar fi fost, da, probabil, mai modelul de asta catifea. Apropo de dacă am confort, poate la alte chestii le accept cumva mai ușor. Cultul personalității, pumnul în gură, prin simplu, rușii n-au reprimat. Deci Gorbaciov n-a reprimat, a lăsat chiar din potriva la mine cu ideea că deschidem un pic, facem perestroica, facem o leacă de restructurare, lăsăm lumea să vorbească și o să fie mulțumită. Da. Și totuși a fost eliminat cu grație de popor care nu a fost mulțumit cu atât. Și asta e interesant pe undeva, că nu au căzut URSS-ul, nu au căzut datorită și unor contradicții interne, cum se povestește așa la gura sobei, că nu putea să reziste economic. Economic o duceau rezonabil, oamenii aveau ce mânca, o duceau relativ binișor. Acolo a fost o răsunare culturală. Oamenii pur și simplu sperau altceva. Și chiar și aveau un termen de comparație, adică aveau o așezarea occidentală, bunăstarea occidentală ca un termen de comparație și nu se mulțumeau cu picături, să spunem, cu jumătăți de măsură ce puteau oferi pas cu pas. Cum am avut și noi cumva episodul când Ion Iliescu, primul președinte post-revoluționar, a încercat să dilueze avântul revoluției, să spună socialism cu față umană și opinia populară a fost cum numai atât, asta e tot ce ne dați, câteva firmituri de libertatea asta însemna revoluția și da, lucrurile au evoluat de acolo. Da, au evoluat numai de prea într-o parte bună. La noi a ieșit încă bine. Bun, dar se... La ruși s-au prăbușit practic, însă cu libertatea deschisă. Rusia era... A venit Putin. Era cumva imperială. Rusia a avut țări, popoare ținute acolo. URSS, că noi zicem Rusia, dar ne referim la URSS. Da, și s-au separat pe granițele existente. Ok. Dar nici măcar la nivelul Rusiei. Deci partea de separare nu a fost cu multe lupte interne. Fiecare a zis, dacă tot facem perestroica și ne așezăm, fiecare se așează dreptul. Asta a fost o chestiune relativ ușor trecută. Dar după aceea, la Federația Rusă, care era cea mai mare din statele Uniunii Sovietice, acolo s-a căzut cumva de la câmpuț. Deci s-a scăpat de jugul Partidului Comunist și s-a pus jugul lui Putin. Culmea e că rușilor cred că îmi place, adică nu par a fi foarte nemulțumit. Cred că e și greu de știut cât le place, pentru că e greu să faci sondaje autentice la care oamenii să răspundă curajos ce crede în inima lor. Asta e valabil în multe lucruri. Chiar am văzut un articol în Zeit Online, că numai 40% din germani cred că pot să se exprime liber. Da, iată. Aș fi curios dacă există vreo dominantă în acest 40% geografică, fostul RDG, landurile din
este fosta Germanie comunistă sau distribuția ei relativ uniformă. Sunt grafice făcute pe vârste, pe partide. Interesant că au ieșit din sondajul ăsta că singurii, sau mă rog, cei care sunt convinși că pot să exprime liber sunt cei care votează Partidul Verde. Ceilalți simt că nu au voie să spună lucruri care ar putea fi interpretate și ar putea afecta. Dar nu prea se leagă cifrele. Dacă 40 nu consideră că nu se pot exprima liber, înseamnă că 60 consideră că pot, nu? Și atunci Partidul Verde... 40% pot să se exprime liber, 60% spun că nu pot. A, 60% nu și doar 40% exact. Consideră. Da, adică, trist. Acum trebuie văzut și ce înțeleg prin exprimare liberă și pe ce teme. De exemplu, pe tema... imigranților ar fi un subiect. Temă, exact. Ar trebui văzut măruntaiele. Faptul că sunt verse acolo, una din teme este inclusiv partea de tranziție verde, care noi vedeam deci toți germanii sunt către ideea asta că trebuie neapărat să-și pună doar eoliene și solare. Dar n-aș vrea să pierdem discuția cu rostul interesului american pentru a dezvolta partea asta de Europa, inclusiv România, și ajungem până la autostradă din nou. Nu știu dacă este un strategic interes. Ați spus că strategic ei vor parteneri. Chestiunea eu văd, cred că în principal militară. Americanii în general nu țin ei neapărat să dezvolte pe cineva sau pe altcineva. Tradiția lor este mai grabă izolaționistă. Ține minte ce greu au intrat și în primul război mondial și în al doilea război mondial, pentru că aveau strategia, doctrina Monroe, noi suntem în America, europenii suntem da, în Europa. Da, era atunci, acum ei au devenit un imperiu comercial global. Adică dacă vor să-și vândă hamburgeri și Coca-Cola și filme da, și ce-și mai gândi la noi special, poate să-și vândă între ei destul la America, toată America la dispoziție. Pe companii cu siguranță că le interesează acționarii, niște vor profita. Niște companii, da, dar companiile votează, până nu votează poporul și americanii. Lobby-ul, interese, nu știu lobby-ul dacă e așa. Lobby-ul e una, ce votează populația e altceva, pentru că e pur și simplu cu totul alt buton. Populația votează dintre ofertă și ofertele sunt croite și în funcție de presiunea diverselor lobby-uri industriale, militare, nu numai, pentru că oferta este construită comerciale de tot soiul. Oferta politică trebuie construită în principal ca să poți câștiga. Dacă nu câștigi, degeaba iei bani. Sigur, acolo la ei banii votează imens, pentru că au sistemul acela de donații electorale în care în primul rând. Fiecare din partide încearcă să tragă cât mai multe donații, pentru că contează mult cum te vezi pe televizor sau pe canale sau pe alte lucruri și nu-ți poți permite să nu spui traseul ăsta comercial. Dar pentru orice interes, există și un interes opus. Deci, și în felul ăsta se poate exact, ține sub un oarecare echilibru, da, înțeleg. Prin faptul că practic sunt doar două partide. Asta e chestia interesantă, mai spus poziția că sistemul ăsta este misterian în care nu se face decât un singur vot câștigă majoritate, cel care are majoritatea voturilor. În condițiile popoare curativ puțină încredere reciprocă mai ales, duce la formarea doar două partide, pentru că altfel votul e complet inutil. Poți să te duci să votezi, adică e chestiune doar așa de spectacol, să spunem. De asta mai sunt niște partide minusculă americane, afară de Republica Există și Partid Comunist în Statele Unite. Poftim? Există și Partid Comunist în Statele Unite. Da, sigur. Există orice fel de partid. Ca... au văzut și partid nazist, fiindcă veni vorba. Nu mai e cazul acum, dar înainte de al doilea război mondial au avut un mare meeting nazist pe Madison Square Garden. Era bine... Da, dar din câte știu, Partidul Comunist supraviețuiește, există ca formă legală organizată în Statele Unite. Dar n-au niciun reprezentant ales în sigur, n-au șanse, Congres. Da. Dar la ei este foarte important acel prim amendament care spune libertatea cuvântului obligatorie. Deci poți să spună oricine ce vrea, oricât ar fi de absurd. Dacă este absurd, nu o să-l creadă nimeni, pentru că știm ce este acolo. Nu, se pare că nu funcționează. Se pare că funcționează, pentru că dacă să ne uităm bine, americanii sunt pe departe cea mai veche democrație care funcționează cu legislația lung, da, inițială. Dar dacă mă uit la unele lucruri spuse de un faimos politician blond în ultimii ani... Până acum a funcționat. Acum în ce măsură va funcționa cât, dacă și mai câtă lume pare să-i creadă unele din gogomânii? Deci asta nu înseamnă... Deci faptul că
cineva spune prostii și chiar ajunge la putere, înseamnă că prostiile acelea au mare efect, pentru că la ei funcționează ce a enervat și pe cetățeanul respectiv, așa numitul stat profund. Care pune piedici dacă chiar, vede exact, că... Exact, în momentul care sar peste ceva și piedici spun deseori chiar oamenii tăi, pentru că ei au niște valori. Aici e chestiunea interesantă care au reușit să o construiască americanii și pe care se bazează pe urmă puterea niște lor. Instituții veritabile care își fac treaba... Instituțiile au fond. Fondul instituțiilor sunt oamenii din ele, nu etichetele, nu regulile. Astea sunt doar așa reguli generale cam ca să avem spor la lucru. Apropo, mi-am adus aminte de o știre tot foarte proaspătă de ieri. În Colorado, parcă, Curtea Supremă a statului Colorado a zis că nu poate candida, nu poate candida exact. Domnul Blunt în cauză și Trump. Și mai state. Mai urmează, da. Da. Bine, acum nu știu în ce măsură ce Colorado acolo. Este un stat esențial pentru... Exact, pentru că la ei sunt aceeași separație, să spunem. Voturile în multe state sunt practic prealocate. Fie pentru democrație, fie pentru republicani. Electori. Da. Nu, prin faptul că electorii, prin acest metod de primul sistem. Care are majoritate, dacă a atins majoritatea, toate voturile se duc acolo, nu există, nu dai ceva, un procent prin repartizarea altcuiva. Da. Și contează practic doar așa numitele swing states, state care pot balansa într-o parte sau într-alta. Pot răsturna balanța într-o fie pentru că sunt foarte aproape cele două partide ca influență, fie pentru că au reguli un pic diferite de alocarea electorilor, pentru că există un stat sau nouă care alocă electorii proporțional funcție de alocarea voturilor, nu toți către un singur... Federație veritabilă. Da, nu suntem foarte amestecat, de... să spunem. Ceea ce nu e neapărat rău, într-un fel, pentru că face, să spunem, face mai greu să faci calcule și poți să ai surprize. Surprize care s-ar putea întâmpla să fie bune în sensul că, sigur, poți să alegi unul mai slab, dar nu un dezastruos. Pentru vedem că, anul viitor. Ce aduce da, Moș Crăciun în talba anul viitor. Pentru că mulți zic că au învățat și-au făcut un plan deja cum să abordeze niște lucruri și s-ar putea ajunge o situație în care să nu mai ai ce pierde și să ajungă la niște șocuri consistente. De unde importanța chiar da, importanța creșterii, să spunem, Europei încât să stai pe propriile picioare, pentru că nu poți fi sigur că suportul american va fi permanent acolo. Umbrela americană poți să trezești că se închide la un moment dat. Am avut niște... În mandatul anterior al lui Trump am exact. Văzut niște semnale că... Bine, pe undeva eu am văzut și ceva justificare absolut sănătoasă. Le cerea unora cum nemții să aloce acel 2% din buget pentru apărare, pe care ei nu-l mai alocau pentru că îi aveau pe alții înainte, Polonia și... Pentru noi era și Germania a lăsat o moale cu... Și după experiența primele războaiele mondiale, chiar nu mai au apetență pentru a forma o armată proprie, dar poți să sprijinești, se poate forma o armată europeană, adică nu e obligatoriu neapărat să fie toate țările la fel. Poate o țară să furnizeze și eu tancuri, altă țară să furnizeze soldați. Cum este și la american, de altfel. Zonele, dacă nu mă înșel, în partea de sud, în Texas, furnizează majoritatea militarilor, în timp ce partea de echipamente sunt furnizate mai degrabă în zona industrială din nord. Orientativ, cam cerc aproximativ. Deci, se pot așeza chestiuni care să se poată sta împreună, să creeze o putere care să dea o siguranță într-o situație neprevăzută, pentru că situații neprevăzute apar. Vedem, lebede negre. Tot, deci spuneți că interesul Americii aici la noi ar fi preventiv. Pentru cazuri de nu se știe, deși se cam știe. Am văzut că Rusia e foarte activă. Asta a fost planul rușilor de la bun început, să aibă răbdare să cedeze americanii, practic. Pentru că americanii au fost principalul sprijin pentru Ucraina, n-ar rost ne aruncând după deget. Și dacă acel ajutor dispare, nu e sigur că europenii vor putea să susțină lupta. Și atunci se pot întâmpla lucruri foarte triste. Dar asta ar necesita o schimbare radicală de perspectivă europeană, adică europenii ar trebui să se uite și ei că s-a schimbat semaforul inclusiv la americani
trebuie mers către o industrializare dirijată în direcția care trebuie să avem, care putem avea succes. Nu știu în ce măsură mai ne putem permite să fim excepția care lasă să decidă piața ce se cere, ce se vinde. Dacă se vind păcănele, bun, ne creștem PIB-ul cu păcănele, care sunt echivalente cu șușuiul făcut de tractoare. Odată cu fragilizarea acestei ordini internaționale, nu mai putem baza că vom primi întotdeauna tractoare sau chipuri sau ce ne trebuie de la altcineva. Și e important să începem să strângem rândurile încât să putem crea între noi cam ce trebuie între noi și între prietenii noștri. Sigur, fără să se rupă neapărat ceva, se poate în continuare coopera și chiar e bine de cooperat inclusiv cu inamicul, pentru că multe chestiuni s-au făcut, să spunem, dintr-un entuziasm un pic naiv. De exemplu, partea cu sancționarea Rusiei, că nu mai importăm energie de la ei, n-a funcționat chiar grozav, pentru că practic doar s-au reconfigurat niște trasee. Rușii acum exportă, știu și eu, la indieni, care indieni, în surpriză, au foarte mult petrol și exportă la europenilor. Reambalează. Exact, deci practic s-au reașezat scaunile pe Titanic cu creșteri masive de emisii, pentru că trebuie să învârtă petrolul la jurul lumii, în loc să se ducă direct. Cu afectarea serioasă a competitivității europene, care plătește mult mai mult, pentru că acum nu mai plătește doar rușilor. Sigur, rușii nu iau mai mult decât înainte, poate iau mult mai puțin, pentru că sunt tot felul de reguli acum făcute, dar mai s-au adăugat intermediari pe traseu care cresc prețul. Într-un fel, chiar și cu circuitul ăsta, fenta asta prin India, vânzare de petrol, Rusia e afectată, pentru că dacă știu eu bine, Rusia vinde petrol către India predominant pe rupii indiene, nu pe dolari. Îl vinde la prețul ăla plafonat de $60 barilul și după aia banii pe care îi încasează India rămân în buzunarele indienilor. Diferența de preț. Ei vând după aia la prețul pieței. Sigur, Rusia suferă, dar dacă este ceva specific rușilor, e că ei știu să sufere. Pot să o ducă, să țină mult și bine. Exact, chiar aproape se bucură să sufere. Era un film, Moscova nu crede în lacrimi pe vremuri de război mondial. Și aici e până la miza jocului, pentru că războiul tinde să se ducă către un război de uzură, în care contează cine reușește să reziste cel mai mult. Și haideți să fim optimiști. Pentru anul care vine, măcar. Trebuie să fim optimiști. Întrebare. Sigur că da. Circulăm până în 2026 de la Bacău la București, pe autostradă. Asta e sigur, pentru că odată pornită mașinăria va funcționa. Eu am niște rezerve legate de atragerea tuturor fondurilor. A fost trimisă cererea numărul 3, mi se pare, de plată pentru a treia tranșă de bani, niște miliarde din PNRR. Și PNRR-ul ăsta de principiu este legat, condiționat de niște reforme. Deci care unele sunt cam grele, reforma pensiilor și altele. Da, aici, și dacă nu se îndeplinesc, mă întreb. Doar mă întreb, pentru că n-am detalii și ar fi bine să intervină altcineva sau să-și dea cu părerea. Dacă nu se îndeplinesc reforme și ne refuză Comisia Europeană niște cereri de plată, niște miliarde și autostrada merge înainte, constructorul își face treaba, cum spuneam, am văzut zeci de camioane sâmbătă, seara, noaptea pe acolo și pe câmp, instalații de foraj pentru piloni. Deci se lucrează foarte bine, aparent. Își face treaba și după aia guvernul îi spune, știi, dar n-am putut să primim banii de la o da, comisie. Da, poate fi o problemă acolo, majoră. Și ar trebui scoși bani din buget, nu? Trebuie să-l finanțezi pe ăla. Ai semnat un contract, pentru că ăla n-a semnat. Și în buget constructorul, de unde? Constructorul, da, exact. Constructorul n-a semnat contractul de finanțare cu Comisia Europeană, a semnat cu guvernul României. Clar, clar. Și atunci dacă guvernul îmi spune nu mai avem bani, că n-am scos de altă parte are guvernul capabilitatea măcar să facă reforme care duc imediat la niște blocaje. Da, eu, întreagă deci, discuție. Deja am văzut discuție întreagă. Proteste considerabile de la grupuri foarte bine finanțate. În mediul juridic, judecători, grefieri. Și
nu știu dacă se va... Da, cred că cum faci? Extrem de greu spre limita avem imposibilă. Avem destul de experiențe care spuneau că în a doua zi tăiem așa în și... 30 de zile, da. Nu s-a întâmplat. Știu, deci mai și Curtea Constituțională care acolo se pare că are doar pedala de frână când e vorba de interesele bine, că care îi privesc și pe ei până și Curtea Constituțională, adică mă rog, justiția este până la urmă tot o pârghie politică, doar că mai lungă, merge mai greu, adică până se schimbă judecători care sunt propuși tot de actori politici care pot să vină cu vorbiți o perspectivă, cum se întâmplă la americană. Nu schimb. De toți judecătorii. Judecătorii din România nu sunt numiți politic. Din Curtea Constituțională? Cum cei sunt? Din Curtea Constituțională, dacă vorbim de ea, da. Exact. Okay. Bine, așa... este și, sunt și societatea civilă, dar are unul sau... Da, da. Ideea că sunt lucruri care la noi nici măcar nu se discută că de fapt e multă politică acolo și că multe lucruri pot fi influențate dacă se adună energie, dar se preferă să se ascundă oarecum bun, supreși. Bun, una peste alta, nu? Că în 2026 ar trebui să fie gata, că altfel datorăm bani. Din PNRR mi se pare că asta e condiția, până în 2026 să cheltuiești toți banii pe care i-ai luat. Da, da. Și ziceți că... Din punct de vedere al constructorului, cel mai probabil, da, va face, vom avea autostradă de la Bacău. Bine, probabil și mai pot realoca sume din alte compartimente, din zone în care... Da, da, trebuie, avem problema deficitului, care cred că la anul va exploda. Aici va fi după alegeri, greutatea pe undeva. Ar putea cum să fie cum se aterizează, dacă cumva lucrurile nu se reglează, mai ales când și la nivel de Uniunea Europeană, multe chestiuni... Un scenariu de tip Grecia... 2010 ar putea fi posibil. Grecia a trecut printr-o prăbușire, practic. Și aveau euro atunci. Da, erau, erau legați. Euro. Noi nu suntem legați. Deci, un scenariu, dacă vrei să ne gândim... Am putea fi abandonați, adică nici nu se uită la noi dacă exact. E scenariu să zică, băi, și premetrant, avem și niște reguli care s-ar putea întâmpla să garanteze o spirală foarte periculoasă, pentru că nu mai avem nici măcar butonul inflației, pentru că mulțime de venituri se indexează automat cu inflația. Deci dacă crește inflația... Se poate proroga legea, se dă un alt act normativ care spune amânăm indexarea cu inflația încă 2 ani. Au mai făcut-o. Da, da, da. În fond există, sau mă rog, era legea veche a educației dată în 2001 care prevedea 6% din PIB pentru educație, scrisă în lege. Bine, da? Acum chestia cu legile... Și n-a fost niciodată nici măcar 5% atins. O fază oarecum interesantă, o să petrecut undeva într-un sat american, când venise ceva cu lege să schimbe valoarea norului PIB. Făcuse cineva niște idei că era prea complicată și se fac o valoare mai rotundă și era cât pe să fie votată, până, dar s-a întâmplat să aibă un profesor de matematică pe acolo, s-a uitat, să le spună că schimb toată aritmetica și a făcut de fapt. Da. Deci faptul că o lege spune ceva nu înseamnă mare lucru. Legea poate spune ceva absurd, ceva imposibil. Caz în care realitatea pare prioritate. Da, de asta cred că probabil soluția guvernelor viitoarilor care ar fi ele va fi și prin inflație și prin supapa inflaționistă. Dar în cazul practic ăsta... o formă de fiscalizare da, indirectă. Da, o formă de fiscalizare foarte dură și care afectează iarăși cel mai tare tot pe cei săraci. Și întrebarea mea, poate fi menținută stabilitatea politică? Turcia ne arată că da. Chiar și Venezuela, aș zice, când arată că da, în anumite... Dar Venezuela, acolo, Turcia, totuși, e o țară democratică. Democratică, dar cu lipsă. A fost... Nicăieri nu-i perfecțiune, da, dar... Da. A fost un vot, a ieșit din nou, dar la limită, ce-i drept, n-a deci noi sunt cam negri. Procent. Cum găsim ceva bun de pus în clasa moșului? Cum s-ar putea drege, totuși? Am plecat de la ceva bun, de la observații bune. Să fac autostrăzi, ne cumpărăm trenuri de mare viteză, energetic, dăm cărbunele afară, crește PIB-ul, economia încă e pe plus, PIB-ul e... Germania, parcă am văzut și o știre, că Germania a avut deja primul trimestru de PIB negativ, dacă mai are unul... Da, și au niște definiția tehnică a recesiunii care nu își permit să meargă în promoturi. Da. Că, e acea problemă, noi avem crește PIB-ul, discutabil în ce măsură crește sustenabil, pentru că s-ar putea mult din el să fie făcut pur și simplu prin îndatorarea excesivă și care, în momentul în care datorarea nu mai este posibilă, pentru că ajungi să nu mai poți să plătești dobânzile, dacă, pentru că în momentul în care apare inflație, crezi dobânzile, îți crește riscul de țară, mă puțin greci. Și din tot ce încasezi, abia plătești dobânzi. Și într-o asemenea situație,
tot ce s-a mers pe îndatorare se blochează. Adică nu mai punem și o panouri pe casă, Casa Verde și prosumatori și chestiuni genul ăsta, că nu are de unde să dea satul bani și pentru să-și facă fiecare... Păi deja a scăzut și acolo, au tăiat de la... Pentru anul viitor sau era discuție de la 20.000 de lei subvenție în programul Casa Verde pe cerere la 10.000, au înjumătățit. Da, deci încă să facă și echilibre și să sperăm care să se potrivească. Bine, principala speranță pe undeva și poate ne aduce Moș Crăciun dacă să fim Moș Crăciun de anul ăsta sau de anul viitor? Da, nu știu dacă s-ar putea. Ca anul viitor, pe că în perioada speranța de alegeri, este totuși să se prăbușească totuși într-un mod surprinzător, Calea Bădă Neagră poate să fie și pozitivă, neapărat negativă. Să se prăbușească Putin și cu anturajul lui și să devină Rusia, să devină brusc o țară foarte cu minte și-a locului. Caz în care ar apărea din nou un boom economic. Da, dar ar trebui totuși o prăbușire fie controlată, fie la care cineva să preia repede controlul, pentru că poate fi o prăbușire de genul trage și bărcuțele de pe lângă ea într-un haos propaga. Să sperăm că bombele lor nucleare nu mai merg. Mulți zic că, domnule, sigur nu le-au întreținut și poate nu funcționa, așa că putem rămâne în continuare optimiști. S-au oxidat contactele de la faimosul butonul roșu. Dar tare mă tem că ar trebui să punem o leacă burta pe carte și să vedem. Sper că cineva studiază ce facem dacă lucrurile nu merg bine și pe ce traseu aterizăm cumva într-o stare cât mai întreagă posibil. Am fost cam întunecați astăzi, în ciuda sărbătorilor. Eu am tot insistat să rămânem în zona veștilor bune, că avem câteva. Cele bune să se adune, cele rele să se spele. Așa că sărbători fericite, toate dragi bune, dragi sărbători prieteni, fericite. Tot ce vă doriți. La revedere.